De astăzi, zona de munte a județului Mehedinți se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben, ce vizează intensificări ale vântului și viscol la altitudini mari, valabilă până vineri 18 februarie, ora 20. În intervalul menționat, sunt preconizate intensificări ale vântului cu viteze de peste 70-80 km pe oră în zona de munte, mai ales seara și noaptea. La altitudini mari, rafalele vor depăși 100 de km pe oră, temporar va fi viscol, iar vizibilitatea scăzută. În situația manifestării vântului puternic, ISU Mehedinți recomandă cetățenilor să evite deplasările și să rămână în spații închise, care le asigură protecția. Dacă deplasarea este absolut necesară, să se informeze asupra situației drumurilor, drum închis, blocat, restricționat, înainte de a pleca la drum. De asemenea, aceștia trebuie să-și echipeze autoturismele pentru circulația în condiții de iarnă, asigurându-se că sistemul de încălzire al autoturismului funcționează eficient și dispun de suficient carburant. În situația în care autovehiculul rămâne înzăpezit în afara localității, cetățenii trebuie să-și păstreze calmul, să staționeze pe partea dreaptă a drumului, în afara părții carosabile cu luminile de avarie pornite și să apeleze numărul unic de urgență 112, indicând locul de blocare. Până mâine seară, la ora 20, zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului și viscol. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Dacă deplasarea este absolut necesară, aceștia trebuie să se asigure că sistemul de încălzire funcționează eficient, că dispun de suficient carburant, iar autovehiculele sunt echipate pentru circulația în condiții de iarnă. Pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.